Bună ziua, domnule director. Bună ziua, doamna Enachia. Luați un loc. Mersi. Vreți o cafea, un ceai? Nu, mersi. Sunteți drăguț. Cu ce vă pot ajuta? E o problemă mai delicată, de aceea am venit la dumneavoastră. Cu ce vă pot ajuta? Eu reprezint comitetul de părinți al clasei a 8-a B. Da. Și a apărut în clasă elevul ăsta nou. Mihai Ursu. Da. A fost transferat la noi de la o școală din Zărnești. Eu am vorbit cu doamna dirigintă despre problemă, dar nu a vrut să ia măsuri, de aceea am venit la dumneavoastră. Care este problema? Băiatul ăsta nou, Mihai Ursu. Vrem să fie mutat în altă clasă. Vrem? Vorbesc în numele comitetului de părinți. Din ce motiv? Păi, dacă ar fi un motiv, ar fi bine, dar sunt mai multe. E o listă întreagă. Haideți să le luăm pe rând. Păi, în primul rând, e igiena. Eu nu vreau să folosesc cuvinte dure, dar e nespălat. Și nu e de mirare, având în vedere mediul din care vine. La ce vă referiți? Haideți că știți foarte bine la ce mă refer, domnule Ros. Nu, chiar nu știu. Uitați, eu nu am nicio problemă cu faptul că e țigan. Dar să se spele. I-am zis și doamne diriginte. Nouă ne e frică să ne mai trimitem copiii la școală ca să nu ia vreo boală. Știți că săptămâna trecută clasa 8-a B a fost la controlul medical. Da. Am aici rezultatele. Mihai Ursu nu are nicio problemă. Nici de sănătate, nici de igienă. Da, mă rog, nu cred. Rezultatele sunt greșite. Sunteți medic? Nu trebuie să fiu medic ca să îmi dau seama că pute. L-ați cunoscut pe Mihai? A stat lângă el? Asta mai lipsea. Și de unde știți? De la copii și nu doar de la copilul meu. Mi-a spus și fata doamnei Ivonescu și băiatul domnului arhitect. Fata doamnei Ivonescu are o boală de piele din cauza igienei necorespunzătoare. M-aș mira. Poate că ar fi cazul să o transferăm și pe ea la o altă clasă? Nu cred că e cazul. E o fată foarte îngrijită. Poate a luat vreo boală de la altcineva. De la Mihai. Haideți să lăsăm deoparte problema asta cu igiena, că mai sunt și alte aspecte. Ce aspecte? Păi, în primul rând, băiatul ăsta este violent. Știți că aproape i-a spart nasul copilului domnului Savu? Știți? Da, știu. Mi-a spus doamna diriginte. Și nu luați măsuri? Puteți să tolerați așa un derbedeu? Aveți dreptate. Mihai a greșit. Păi, vedeți? Gata. Îl transferăm în altă clasă. Doamne, nu știam că ești așa împuțită. Ce? Ești o jegoasă. Mi-e scârbă să stau lângă tine. Cum îți permiți? Un rahat cu ochi. O împuțită. La fel ca toată familia ta. Locul tău este la pușcărie. Băi, vezi cum vorbești, ai grijă. Tu nu știi cine-i bărbată meu. Mă scuzați. Dar așa îi se vorbește lui Mihai în fiecare zi. Țigan jegos, nespălat, împuțit. La fel ca toată familia lui. Și că locul lui este la pușcărie. Vedeți, Mihai a reacționat la fel cum ați reacționat și dumneavoastră. Nu e de scuzat, dar e de înțeles. Dumneavoastră ați reacționat violent. Doar că nu aveți 14 ani ca el. Mă rog. Ce mai aveți pe listă? Nu e important. Ba da, vă spun eu, e important. I-ați spus dirigintei că Mihai a furat telefonul fiicei dumneavoastră. Da. Ăsta e telefonul? Da, cum l-ați găsit? Fata dumneavoastră l-a uitat în sala de sport. Mă scuzați, eu am treabă. Stați, înainte să plecați, aș vrea să vă mai spun ceva. M-au sunat aseară părinții lui Mihai. Erau îngrijorați. Mihai nu mai vrea să vină la școală din cauza colegilor. M-au rugat să-l transferăm la o altă clasă. Le-am spus să aibă un pic de răbdare. Le-am spus că lucrurile se vor schimba. Ce ziceți? Se vor schimba?
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni. Educația în comunitate. Drum cu prioritate.